Astăzi, băieți, facem primul episod din EFC 24 Mobile. Tocmai ce s-a lansat de câteva ore acest EFC 24 Mobile. Mamă, până zici numele ăsta se plictisește toată lumea. FIFA Mobile. Cum știe toată lumea? FIFA Mobile. Revine aici, a lansat de câteva ore și o să ne jucăm în premieră pe canal, să zicem așa. O să-mi dau cu părerea, o să vedem ce este nou, ce este schimbat și așa mai departe. Dar voi trebuie să lăsați acolo mare, mare like pentru episodul ăsta. Să mai facem episoade de FIFA Mobile, că toată lumea zicea: bă, sinere, apucă-te de FIFA Mobile, mai fă FIFA Mobile. Bă, o să fac, dar voi decideți treaba asta. Lăsați un like acolo pentru că eu o să mă joc super, super mult dacă văd super multe like-uri. Suntem aici cu echipa mea, am făcut tutorialul, dacă putem să spunem așa, și cred că avem o grămadă de chestii de făcut pe aici. Văd că s-au schimbat destul de multe lucruri, avem și multe, multe pachetele pe aici, dar nici nu știu cu ce să încep, frate. Am o grămadă de gemuri, am 2000 de gemuri, avem un free pack. Hai să începem cu free pack-ul, ăsta e cel mai clasic, ești nebun. Avem free pack-ul cu 5000 de coins, cam puțin, sincer să fiu cu voi, adică mă așteptam, sunt deși mi ceva mai bun. Avem și de la live events. Bă, în principiu nu cred că avem ce să facem cu gemurile episodul ăsta, adică efectiv n-am ce să cumpăr. Ce cumpăr aici? E efectiv inutil în momentul de față să ai gemuri. Hai să vedem și cum arată jocul. Am aici echipa mea care e bronzalete, ești nebun, toată lumea o să înceapă așa, dar voi nu-l aveți pe Ionuț Vână, boys. Deci nu-l aveți pe Ionuț Vână. Ia uite-l pe... Mamă, ce tare, uite, îi arată și cardul în stânga, OVR-ul, îi arată și statisticile. Are 5 la piciorul stâng și 3 la piciorul drept. Foarte, foarte interesantă treaba asta. Îi arată și niște statistici sub el. Vedem atribute, trades și cam atâta. Putem să-i dăm și evolve. Ia să vedem training. Putem să-l băgăm la training? Cred că putem să-l băgăm la training. Ha, bă, să-l facem pe Vână, cel mai OP jucător, ești nebun. I-am dat lui Vână upgrade super, super masiv. Hai să vedem ce upgrade îi mai dăm aici. Îi mai dăm level 3. Ok. A, și la level 5 ar trebui să ia boost, nu? Ia să vedem cum funcționează. Trebuie să-i dăm până la level 5 și are 5 din 5, ar trebui să ia boost. Bă, are și tot 64. Mă rog, nu știu exact cum funcționează, asta o să vedem pe parcurs. Avem și o bancă de rezerve care arată destul de interesant. Adică clar se vede că e diferit aici tot meniul acesta de echipă, să zicem așa, și pot să zic că îmi place. Facem și noi o bancă de rezerve interesantă. Bă, și jocul se simte mult mai smooth decât anul trecut. Nu știu, asta e părerea mea. Eu acum joc pe 15 Pro, pe iPhone 15 Pro, și merge destul de bine. Ia uite, avem ceva locker room. Putem să ne alegem aici, cred că kit-ul, putem să ne alegem mingea. Uite, mingea asta arată mult mai bine, adică chiar îmi place mingea asta cum arată. Putem emoturi, kituri, ok, sunt niște chestii care se apropie de FIFA normal, de Ultimate Team-ul normal, nu mai e FIFA, e EFC, dar toată lumea zice FIFA, ești nebun, o să mai zicem o perioadă de timp până ne obișnuim cu treaba asta. Uite, am mai făcut și aici, foarte tare. Avem kick-off-uri, ok, interesant, ăsta e kick-off-ul care îți dă coins, ok, ok, ok. Aici la expert, care-i faza? Ne învață niște chestii și avem și un eveniment din câte am văzut, nu? E un eveniment cu Champions League. Mama, aș vrea să jucăm ăsta cu beginner. Ok, și uite, putem să ne alegem echipa, mie îmi place Arsenal. Și suntem aici în group stages. Ia să vedem care e faza. Oh, uite, îmi dă cu logo-ul de ăsta. Bă, vezi că sunt niște chestii interesante anul ăsta care... s-au adăugat și nu erau, nici măcar nu era aproape așa ceva în joc. Și a, uite, putem să ne jucăm cu echipa respectivă. Mamă, ce tare. Bă, asta chiar e foarte, foarte tare. Nu știu, vreau să-mi scrieți și voi în comentarii dacă ați apucat să vă jucați sau dacă urmează să vă jucați și ce părere aveți despre acest joc. Wow, avem și cutscene-uri. Bă, chiar tare, ești nebun, uite-te și tu. Deci zici că mă joc pe PC, dar nu mă joc chiar 24, mă joc așa un FIFA 16-17, ceva de genul, cam ăsta este vibe-ul. De fapt mă duc mai în spate, cam pe la FIFA 13, cam asta e grafica, dar n-au cum să fac o grafică mai bună pentru că telefoanele nu suportă o grafică foarte, foarte bună. Și uite, avem un match
Și practic, mamă, cât de bine se mișcă. Pentru mine se mișcă foarte bine, pentru voi nu o să se miște la fel, pentru că eu transmit acum printr-un prin Wi-Fi cum ar veni. Ia să vedem Saka pentru Jesus, ia să vedem Martinelli, încercăm un finesse. Martinelli, mamă, ce gol, ești nebun. 1-0. Foarte, foarte tare. Văd aici niște chestii schimbate. Deci vreau să menționez că avem aici attacking, defending în dreapta sus, dar voi nu vedeți. Nu-mi place că nu vedeți. Putem să punem pauză și avem aici gameplay, forfeit, audio. Băi, interesant. Uite, putem să schimbăm și camera. Care cameră e mai bună? 4, 5, 1... Ok, cred că o să rămân pe 5. 5 îmi place mie. Putem să facem și schimbări. Băi, e destul de tare, sincer. Ia să vedem. Odegaard! Mamă, ce bar a dat. Mamă, ce bar a dat. Ești nebun. Ce nu-mi plăcea mie la FIFA Mobile și de ce nu m-am jucat atât de mult, sunt două motive. Unul la mână, de fapt trei motive. Unul la mână ar fi că eu mă joc mult mai mult pe PC. Adică prefer clar FIFA-ul de pe PC. Mamă, ce a apărat. Și na, fiind mai confortabil cu PC-ul, de aia mereu am ales FIFA-ul pe PC. Al doilea argument, să zicem așa, ar fi fost că mi se pare că jocul de la an la an nu evolua, adică era cam la fel, băgau aceleași promoții sau niște promoții diferite și scopul era cam același. Nu știu, pe FIFA au mai schimbat meta-ul, au mai schimbat una alta, jucătorii, promoțiile, parcă au mai fost așa diferite cumva. Pe FIFA-ul gen normal mă refer, dar așa pe mobile parcă era efectiv un copy-paste. Asta era impresia mea, părerea mea. Era că e un fel de copy-paste jocul. Și al treilea motiv, să zicem așa, bă, jocul e de grind. Adică chiar trebuie să intri zilnic, să te joci, să joci divizia, training-urile, toate nebunile. Adică ții minte că anul trecut când am început, m-am jucat vreo 2-3 săptămâni, bă, și ia să vedem, facem o schemă. N-am mai mers schema. Uite că și apără portarul. Vezi că portarul nu prea apăra înainte, acum a început să apere. Și chestia e că, bă, trebuie să aloci foarte, foarte mult timp jocului. Adică, bă, exagerat de mult timp. Nu știu, ajungeam să stau mai mult pe FIFA Mobile decât pe jocul mare, gen pe FIFA-ul normal. Și da, trebuie să investești niște timp, dar pentru cei care se joacă doar pe telefon, într-un fel înțeleg de ce vă place atât de mult FIFA Mobile-ul, chiar are sens, să zicem așa. Ia să vedem o centrare. Jesus! Mamă, n-a fost bună centrarea aia. Hai mă, ia-i mă mingea. Îmi pare rău pentru ecou, că se aude ecou, o să încerc să rezolv problema asta cât de curând posibil, dar chiar se aude foarte, foarte tare. Ideea e că eu am pus lucruri în cameră și așa mai departe, dar e o cameră goală momentan. O să-mi pun niște bureți, o să punem în spate acolo o etajeră, ceva de genul. Efectiv e primul meu episod din noul studio, dacă putem să zicem așa. Mamă, îmi frige telefonul, nu mai poate telefonul, e de la 100 de grade. Ia să vedem, Gabriel Jesus, un fake shot. Mă, ce s-a întâmplat? Păi, ce s-a întâmplat? Mi l-a faultat. Al meu? Bă, ăștia sunt certați în viața reală, cred că. Partei pentru Odegaard. Ia să vedem că Odegaard parcă are 5 skill moves și... Mamă, poate să facă bicicleta, Rabona. Tare, tare cu Rabona. Un meci destul de ușor că jucăm și pe beginner, dar am vrut să văd cum se descurcă jocul. Deci jocul se mișcă bine, mi se pare puțin de tot diferit, nu foarte mult, adică nu pot să-l laud foarte, foarte mult. Ia să vedem, nu pot să fac Rabona, vreau să dau un gol din voleu din Rabona. Ia să vedem Partei, ce face mă, iară îmi face scheme. A, Rice, declar Rice, e cu șutul. Și parcă portarii apără mult mai mult, asta e impresia mea, că portarul e mult mai influent în jocul ăsta decât era înainte. Ia uite, s-a făcut și schimbările, avem și cutscene-uri cu schimbările. Mi se pare că jocul se duce într-o direcție foarte bună și poate să dea competiție acolo pentru jocul mare, să zicem așa, pentru că foarte mult se joacă. Adică am mulți oameni care mi-au zis, gol mă, care mi-au zis că se joacă, mulți urmăritori care se uită pe canalul meu de YouTube de FIFA mi-au zis că, bă, joacă-te mobile, că eu mă joc, e destul de șmecher și... Mă gândesc că cei care optează pentru mobile nu au o consolă sau un PC. Și na, toată lumea are un telefon în zilele noastre. Hai să dăm încă un gol.
Hai cu scăriță. Ia, ia. Și Martinelli bară. Hai mă, Saka. Bă, ce le apără. Haide-o. Braziliana. Hai. Nu cred. Boră iar. Mă, ce se întâmplă? Ia, ia. Am 20% baterie. S-a adus bateria mea. Doamne. Deci, mie nu vine să cred. Ce a fost, mă, norocul ăsta, dacă nu-mi vine să cred. Uite, se fac și schimbări singure. Tare, tare, tare. Se termină partida. Un 6-0 corect, corespunzător, pot să zic. Bă, impresiile sunt bune, adică clar jocul se vede că e îmbunătățit. Mici modificări, uite, am luat aici la questuri. Mici modificări și de design, îmi place designul ăsta așa cu verde, cu chestii, chiar e foarte drăguț. Plus că așa este și pe EFC normalul, pe cel de pe calculator sau de pe console. Totuși voiam să deschizi ceva, dar nu-mi permite, adică nu sunt deschise foarte multe chestii. Eu am vrut să mă joc și beta, dar nu am primit, efectiv, am făcut cerere, mă mutasem pe altă regiune să primesc și n-am primit nimic, așa am zis, bă, hai, am răbdare până se lansează și aia e cât mor, că așteptam câteva zile. Încă nu am marketul deblocat, cred că trebuie să mă mai joc eu aici la expert, la intermediate, chestii, ia să vedem ce luăm aici. 200 de gemuri, aici avem un meci de jucat, ok, deci va trebui să mă mai joc eu pe aici. Ce îmi place la FIFA Mobile că e semi-pasiv, adică tu trebuie să intri și unele meciuri le faci și manual, adică joacă pe auto, asta îmi place, place foarte, foarte mult. Cred că o să mă pun să joc astea, hai să facem împreună 2-3 de astea, mai discutăm așa până la finalul episodului. Chiar sunt curios de părerea voastră, dacă vi se pare mai bun pentru cei care jucați, dacă vi se pare mai prost, nu știu, asta cei care au experiența mai multă decât mine, pentru că eu m-am jucat câteva săptămâni, am mai revenit pe el, dar nu, dacă ai pierdut startul, să zicem așa, e destul de greu. Level up pack. Opa, ce am luat aici? 200 de gemuri, dar totuși n-am ce să fac cu gemurile, adică ce faci cu gemurile momentan? O să se bage probabil pachete și să vedem ce promoții o să vină și o să mai facem episoade, o să vă arăt echipa mea. O, ce-mi plăceau astea. Astea îmi plac. Deci astea îmi plac așa cu cutiuțele, e foarte satisfying, ziceți voi, că vedeți acolo plus 20, plus 20, plus 20, e foarte, foarte satisfying. Level 6, what? Fac level dintr-un training, mie mi se pare incredibil. Ha, iară, am mai făcut un training, am mai făcut un level, avem level 7. Bă, ciudat, sincer, ciudat, ciudat, ciudat. Ia să vedem, avem un cadouaș aici, claim! Primul cadouaș, bă, deschid de atâtea cutii și atâtea chestii. Bă, și nu pică și mie ceva. Uite, vreau jucător, frate. Vreau să-mi upgradez echipa, ești nebun. Mi-a dat un bronz. Ce fac eu cu bronzul? Uuu, și putem să ne luăm din ăsta? Mamă, păi vreau să mă joc, ești nebun. Gata. Nu încheiem episodul până nu deschidem un pack de ăsta foarte, foarte bun. Îmi place că ți arată și traiectoria cum se duce mingea acum, nu ți arăta chestia asta înainte. Vedeți că practic după ce dai, ți arată exact cum se duce mingea. Și mai avem un match contra Real Madrid aici, ia să vedem, mamă. Echipă destul de bună, dar să sperăm că o batem, avem 1-0, trebuie să ținem doar de scor. Vână, mamă, cum era? Ionuț, vână. Cum era să dea gol? Era prea penal. A dat cu călcâiul, dar a fost offside, frumos și totuși. A, uite, avem și relori, interesant. Mamă, ce gol interesant a dat cu călcâiul, bă. Românașul nostru. Pașcu, bă. Mai avem un român în echipă? Ia să vedem. Șutu! A, spaniol, Pascu. Și cred că mai am pe unul Balaure în echipă. Bă, câți români am în echipă? Și ăsta Pascu, poate bunica sa e româncă sau ceva. Cum ar fi? O, ce salt acolo mingea. Ia uite-l pe Balaure. Balaure, apără Kepa. Ia să vedem și șutul. Bă, ce le apără, nu-mi vine să cred. Deci portarul e mult mai bun anul ăsta. O, ce gol a dat Balaure de la Hermannstadt. Nu știam că l-am în echipă, nu l-am văzut. Bine mă, Balaure. Cel mai frumos gol din episodul ăsta, zic eu. Mai băgăm un gol așa rapid pe final și am câștigat și meciul ăsta. Sper că după meciul ăsta îmi dă să deschid aia cu naționalitățile. Ar fi destul de tare. Ia să vedem. Level 8.
Avem și un level up pack. Hai să vedem, ne pică ceva din ăsta, ne pică gemuri și putem să ne alegem o naționalitate de aici, francez, brazilian, englez sau portughez. Mamă, portughez. Bă, sincer, mi se pare că Franța parcă are așa multe opțiuni, nu știu, nu știu, asta îmi vine în cap, bă, dar putem să luăm Brazilia pentru Neymar, dar nu cred că o să ne pice, aș vrea un Camavinga așa realist să fiu cu voi, un Mendy, un Camavinga, un Dembele ar fi bun, un Griezmann, hai să vedem, mergem pe Franța, nu știu, asta am instinctul acum, hai să vedem, claim, primul pachet important din EFC Mobile, hai să vedem, 3, 2, 1 și gemuri, 100.000 de bănuți, Pavard, vezi că e bun rău, vezi că e bun rău și... citiți voi numele, vă rog. Nianzu, ok, bun, și ăsta e bun. Defrel, vezi că nu e rău deloc pachetul ăsta, chiar mi-a plăcut. Mie mi se pare că pachetul ăsta a fost super, super bun. Și uite, să vedem exchange și ce-mi dă asta? A, dacă pun 3 jucători 70-74, îmi dă jucători 75-89. Păi hai să punem, hai să punem. Uite, îl lăsăm pe Defrel că vreau un atacant și pun pe restul. Hai să vedem, să vedem ce se întâmplă. Chiar sunt curios. 3, 2, 1 și dăm ceva bun, dăm ceva bun. Dăm ceva bun, că am băgat 3 silveri. Soyuncu de la Real Madrid nu e rău, 100.000 de bănuți și am băgat 3 sau 4 jucători. Bă! Pavar și Soyuncu, avem apărare de tank, ești nebun. Autobuild, ia să vedem autobuild-ul ăsta. Uite-mă pe Balaure, avem și pe Defrel, Soyuncu. Băi, echipa arată foarte bine, părerea mea. Nu știu ce părere aveți și voi. Uite, putem să dăm așa echipa pe mare. Sper că a plăcut episodul ăsta. Un like acolo pentru cât mai multe episoade de FIFA Mobile, de FC Mobile. Eu am fost Sinner și v-am pupat. Pa, pa!